Salutare din nou. Astăzi vă voi prezenta un amplificator HK Audio VX2400. Un amplificator care a venit la mine cu probleme pe un canal. O parte din final, prefinal, tranzistori mici, diode Zener, rezistențe foarte multe, triac prin protecția DC și așa mai departe, condensatori explodați. Drept urmare o să-i facem un mic test chiar pe canalul reparat. După cum se vede, au fost finale înlocuiți acolo unde a fost cazul cu MJ15022 15023, recalibrat BIAS și toate cele. MOSFET-ii din step-up, este vorba de o clasă H. Drept urmare avem sarcina de 4 ohm 8 ohm în clipa de față, 100 de Hz. Deci aproape 80 de volți din overload. Normal 20 de amperi, aproape 21 de amperi în 4 ohm. Mai scoatem o sarcină, 8 ohm, 86 de volți la 11,5 amperi. Hai să ne ducem și la o frecvență mai mare. MHz. de 86 de volți. Același lucru. Vrem să-i vedem o frecvență mai ridicată, 10 kHz, vedem și o frecvență mare, pe care vom vedea un rise time. Sarcina de 8 ohm, după cum spuneam. Haideți să vedem un rise time. Asta o să ne ducem pe o scală mai mică. 10 volți. 1 răspuns în frecvență. Circa 10 microsecunde, 9 microsecunde, 8, ceva. Deci cam asta e răspunsul. Vă mulțumesc pentru vizualizare.